Vinul este un subiect aromat și gustos, pe placul tuturor. Înțelegerea lui însă poate fi diferită. De aceea te invit să mergem acasă la vin, să devenim turiști, enoturiști, să descoperim cum se transformă via în vin, cine sunt oamenii care fac posibil această transformare și mai ales să ne bucurăm de rezultate. Sunt Sergiu Nedelea, somelierul, iar aceasta este Wine Trips România. O nouă zi minunată, o zi numai bună de făcut enoturist cu Wine Trips România. O zi în care mi-am propus să merg în dealul mare, dar nu singur, pentru că am un invitat special. O zi specială cu un invitat special. Domnilor și Sergiu, doamnelor, bună dimineața! Spune-mi că eu sunt invitatul special. Ești invitatul special. Astăzi o să mergem în dealul mare. Înainte de a pleca, o să rog să-mi deci spui... Deci am dat o veste bună. Da. Să-mi spui cam ce vinuri îți plac. Sergiu, știi foarte bine că mie îmi plac vinurile bune și de-aia vin tot timpul la invitațiile tale, pentru că știu că ești un bun cunoscător. Îmi plac vinurile care apropie oamenii, bun, pe unii de ceilalți, pe oameni de mese. Îți place vinul împreună cu mâncarea, în primul rând. Cel puțin eu, ca somelier, așa gândesc, contextul enogastronomic. Și astăzi... Îți pare că ăsta e cazul ideal, așa cum descrii tu acum. Păi... Te urmăresc cu atenție, să știi. Deja îmi imaginez. Tu descrie și eu vizualizez. Bun. Casa Timiș, răspunsul. Răspunsul este 4 de da. Da. Casa Timiș, destinația finală, dealul mare, să purcedem, zic. Trebuie să vină și mașina, suntem pregătiți de drum. Doamne, vinurile... Doamne, ce bine că e de dimineață, ca să avem timp. E, pa, elegant. Domnule? Elegant, elegant. Metru? Onorat, mersi frumos. Bă, și răcoare. Perfect, bine te-am găsit. O să vezi destinația noastră cât de bine este gândită să creeze contextul ăsta de enogastronomie. Că noi tot vorbim enogastronomie. Adică e mai mult decât vin ceea ce urmează să vedem aici. Mai mult decât vin. Că apariția unor astfel de complexe care au și spații de cazare și bucătărie locală, internațională, ajută foarte mult în dezvoltarea poveștii. Am mai făcut atât de curios, abia aștept să vă locul. Eu da. nu l-am văzut, da. Da, îți dai seama cam câtă plăcere îmi face să-l descoper împreună cu tine. Cine răspunde de bucătărie unde mergem aici? Că tot am pomenit de secțiunea gastronomică. Avem șef vestiți, așa. Vorbim de Nico Londras. Pa, ce garnitură! Deci e de-a dreptul o tripletă, da, periculoasă asta. Johnny, eu cu tine și cu Nico Londras. Și cu Nico, da, da. Mai e și Johnny și Ușoală, da, care... Sigur. Și el, avem șef mari. Bun, ne-am apropiat. Cred că mai avem foarte puțin. Oare ar fi răcit vinul? Ar fi indicat să mai avem foarte puțin, pentru că la ce povești mi-ai zis aici, aproape că nu mai am răbdare. Opa, am ajuns. Bine revenit la Casa Timiș, Sergiu. Bine v-am găsit. Mă bucur să te revăd. Venit cu un prieten bun, un invitat de onoare. Bine venit la Casa Timiș, Andy. Mă bucur mult să te avem astăzi cu noi. Mă bucur să vă cunosc și mă bucur să ajung pentru prima oară aici. Deja îmi place atât de mult încât aș vrea, dacă se poate, să mă invit să descoper locul ăsta în fiecare săptămână. Eu, mă rog, am fost gazda drumului, acum avem gazdă. Hai să vedem ce ne propune, nu? Cu siguranță, Andy, este plăcerea noastră să te primim în fiecare săptămână în acest loc deosebit, unic în România, plin de tradiție și rafinament. Suntem foarte aproape de București, cu siguranță foarte accesibil ție, la doar 70 de kilometri. Cu mare drag vă invit să experimentați acest loc minunat. Vă aștept cu un pahar de vin roze extraordinar. Cu siguranță o să vă placă foarte mult. Și paharul avem? Avem o înțelegere, Sergiu. Da. Te rog, da, să reții. Have a deal. Dați-mi voi să vă invit. După cum spunea, rozeul, da, e prezent. Așa. Mulțumesc.
roze, da? Cabernet și fetească neagră. Casa Timiș, după cum vezi. Interesant că i-au reușit, au inclusiv acel indice de calitate, denumire de origine controlată, dealul mare. Dragule, bun venit la Casa Timiș! Bine v-am găsit! Simt deja istoria locului. Fiind o destinație gastro, cu siguranță o să vă invităm la masă la Casa Timiș. Este plăcerea și onoarea mea să vă fac cunoștință cu executive șeful Casa Timiș, Nicolo Întras. Surprizele se țin lanț. Hai să ne lăsăm surprinși. Da. Da. Și eu sunt de acord cu tine aici. Cu mare plăcere. Sigur. Încă o dată, bun venit. Noroc, bine v-am găsit. Dați-mi voie să vă conduc la restaurantul Casa Timiș. Vă rog. După maestre? Dumneavoastră. Frumos. Da? Asta e și bună și bine așezată. Mulțumim. Mersi frumos. Mersi mult. Stare curios ce ne-au pregătit. Ama, cu vinurile știu care este povestea. S-au și albe și rozeuri și un roșu așa vechi, ținut bine așa la da. În timp. Bine maturat, da, să vedem cu ce le... că e un dar. Da, cu ce le asociem oare, nu? Păi bănesc că s-a ocupat Nicolo Întras, nu? Șeful, șeful. Salutare! Hei, Nico, ce faci? Ce fac, băieții? Ne bucurăm să te revedem. Ce faci? Uite, m-am ascuns aici în trebuie. Tu ești aici capo di tutti capi în bucătărie, ca să spun așa? Bucătarul de servici. Bucătarul de servici. Da, modest, modest. Maestru, maestru știi modest, cum îl știm, da. Vezi, el are povestea asta cu reinterpretările. Stau să mă gândesc ce reinterpretează el aici. Ce vrea el reinterpretează. Ce vrea el, da. Să știi că noi suntem și dispuși să vedem toate reinterpretările astea ale tale. Că de aia sunt eu aici. Acum, cu reinterpretatul e mai așa, e o... un cuvânt de modă veche, îi spun eu. Ok. Dar eu cred că orice bucătar are nevoie să-și pună amprenta în farfurie. Și când te conectezi și ai bogăție, cum am eu aici în jur, da? Și te conectezi la toate ingredientele din jurul tău, mi se pare o chestie fantastică și mă pot exprima în farfurie cu ce am aici. Tu folosești ingrediente, multe dintre ele locale? Asta e și meniul, wow, exact așa a fost conceput. Să folosesc doar ingrediente din Dealul Mare și cât mai apropiate de Casa Timiș. Nici n-ai idee cât suntem de nerăbdători să vedem cu ce ne surprinzi, pentru că sunt sigur că maestrul ne va surprinde din nou. Mă întorc cu primul fel. Te rog! Vi-l prezint pe Alex, managerul nostru de restaurant. Bună ziua! Salut, Alex! Eu sunt Alexandru. Ai simțit deja? Avem da. Aici o tartă cu brânză de capră de la ferma noastră și caviar de fetească albă. Mai multe o să vă povestească. Caviar de fetească albă? Oh, sună ce bine, sună, da, da. Ce? Nico, poți să ne povestești puțin, că sună foarte interesant, caviarul ăsta de fetească. Cum... Sunt mai multe chestii. Acolo zic eu... În primul și în primul rând, brânza noastră de capră, de la da. Ferma noastră, cu care ne mândrim foarte mult. E fix de aici? E fix de aici. Ok. Da? Și caviarul de fetească, pe care, cred eu, asocierea de brânză cu vin, care mie mi se... Da? Acolo e, da. Nativ, e ancestral. Sigur, sigur. Corect. Caviarul este făcut din perle de tapioca. Fierbem perle de tapioca în fetească și se reduc împreună și tapioca absoarbe toată aroma vinului. Se mâncăm și sănătos. Și e frumos că el a adus-o și în zona asta, în care vinul se regăsește și în farfurie, nu numai în pahar. Deci tapioca este un fel de consumator de excelență, așa, absorbe tot din vin. Știe ce e mai bun. Da. Și bineînțeles niște petale de flori de câmp, tot de aici de la noi, pentru da? Culoare. Și o ceapă de grădină marinată și maturată în
în vin roșu, okay, și balsamic. Sergiu, cum ne recomand? Să gustăm întâi produsul și după aia vinul sau întâi vinul? Da, eu am validat întâi vinul, am luat o mică înghițitură. În mod normal facem, sunt niște trepte. Acum, în principiu, când vorbim despre asocierile culinare, ne gândim la un, hai să zic așa, un eșafodaj, o construcție. De ce? De obicei vine vinul alb la începutul unei mese, pentru că un vin alb are aciditatea mai ridicată și creează acea senzație, îmi place mie să zic pe românește, să-ți plouă în gură puțin. Practic te pregătește pentru masă. Că pregătește. O mică înghițitură deja mi-a produs salivația necesară, am poftă, bine, pofta a venit cu ochiul din sar, mai când am văzut ce-i în farfurie aici. Pasul 2 normal este firesc, începem să ne jucăm cu poveștile. Sigur. Putem să vorbim de o asociere complementară, când vinul vine și complementează gustul mâncării sau viceversa, aici da, este perfect. Am o asociere în contrast și, bineînțeles, în final, ca să conchidem, avem și asocierea supremă, perfectă. Am spune că este o sinergie a gusturilor, okay, când roșu se pliază peste, știu, hai să luăm așa, o vită de aia bine gătită. Atenție, bine gătită, nu bine făcută, să nu înțelegi greșit, da? Avem trei restaurante deja, avem restaurantul mediteranean de sus, care e un conceput pe ideea de paralela 45, cu un pic de Bordeaux, un pic de Toscana, un pic, okay, de dealul mare. Frumos. Facem o combinație de arome, unde acolo predomină fructele de mare, peștele din mediteraneană și așa mai departe. Și jos, aici, care e restaurantul Conacului, categoric am mers pe ideea asta de bucătărie românească, dar cu amprentă de șef, cu amprentă de zonă și îmi doresc eu dealul mare, în general, să fie promovat și să găsești dealul mare în farfurie. O să anticipez puțin, mă gândesc că după starterul ăsta, nu cum frumos... A, deja mergi mai departe? Da, da, da. Cu mintea? Par... Eu trăiesc în prezent, să știi. Da? Da, da, da. Nu m-aș despărți. Avem ceva pregătit, nu? Sau ne limităm? Nu că trebuie, eu întreb pentru că mă gândesc că vine și un vin roze, nu știu, anticipez. Da, da, da. Avem o rețetă unicată aici, un sorbeto de țuică, o să povestească Nico despre ce e vorba. Sorbeto de țuică. De unde ți-a venit ideea asta, Nico? Ideea a fost să transform țuica într-un desert și vă spun și de ce. Bunicul meu avea o vorbă de fiecare dată când ne adunam toți la masă și după masă se întreba copiii, mă rog, ce avem la desert? Bunicul meu întotdeauna striga primul, țuică. Și am zis, de ce nu? Da. Am zis, de ce nu? Țuica va fi transformată într-un desert. Da, e frumos că, în general, sorbetul se face din... Sigur că e obișnuit din șampanie, de exemplu, nu? Da, se poate face din orice, sigur. Dorința lui de a reinterpreta local mi se pare excepțional. Sper ca vinurile să nu se supere pe mine, da? Dar n-aveam cum să nu facem pauza asta de sorbet. Mai ales pe vreme ca asta. Aici avem un calcan de Marea Neagră, despre care o să vă povestească Nico cum a ajuns la farfuria asta. Oh, dar vă rog, uitați-vă cum a ajuns farfuria, în primul rând. Da. Dar nu e doar un calcan de Marea Neagră, l-am asociat și cu raci de Marea Neagră, într-un sos de raci, cu spanac de la noi din grădină și un praz, un baby praz, la grătar. Caviarul deasupra pe care îl vezi este caviar de păstrăv, de păstrăv românesc. Foarte frumos a gândit el. Da, da. Și eu văd vânatul cu fructa de pădure, mi se pare că sunt clar din aceeași poveste. Dar, într-adevăr, legătura cu pământul, piureul ăsta de sfeclă, până să-l gust, până așa, doar ce-mi imaginez, știi, că e un film acum la mine în cap deja. Alex, ca și desert, avem ceva simplu, la prima vedere doar. Vie în farfurie, așa se numește. Este creat de șef Nicolontras. Vița, adică. Vița de vie. Și denumit tot de șef Nicolontras. Vă doresc poftă bună. Mulțumim frumos. Pentru mine a fost un challenge să mă conectez la vie și să creez un desert care să reprezinte via în totalitate. Și am zis, ok, câte lucruri pot face cu via? Păi, am zis, ok, un sos cu fin, o înghețată de vin, struguri confiați în vin și cu miere și toate puse în aceeași farfurie. Dar îmi trebuia ceva care să le lege, îmi trebuia ceva care să fie, să le aducă acel plus, care cred eu că se potrivește foarte bine. E alună de pădure,
caramelizată. Da? Asta e asta de aici, de sus, da? Și de jos. Și de jos. Da. Mm-hmm. Pe care am transformat, pe care am transformat într-o pudră, într-un blat sfărâmițat, într-un pezmet da? De alună de pădure, caramelizată. Și sosul este? Din fetească albă, cu smântână, puțină vanilie și redus încet. Acum am dat seama, nu știu, înghețat are, are caracteristica asta, potențează parcă și mai bine da. Aromele din, cum potența în sorbetul de țuică, țuica, aici... Scoate în evidență vin. Nu? Da. Ce ziceam, e bine să fii turist în dealul mare? Oh, e ideal, aș zice. E ideal, da. Și eu cred că foarte mulți o să descopere lucrul ăsta. Știu că doamna Timiș o fi ajuns. Sigur. Parcă n-ai cum să vii la casa Timiș, să nu discuți puțin cu proprietarul până la urmă, să înțelegi ce a avut să facă, care este ideea acestui concept. Înțeleg că e mult din mâna dânsă aici. Da, foarte mult, foarte mult. Aici e, e multă emoție de care noi cu toți aveam nevoie și probabil că și ei în egală măsură. E emoția asta care vine din potențialul locului pe care tu îl simți și pe care ai vrea din tot sufletul să poți să-l arăți și altora. Cam așa am simțit eu povestea asta aici la Casa Timiș. Ne bucurăm foarte tare să vă găsim aici, Sărămâna. Ce să fac? Am venit să văd minunea. Dar nu înțeleg cum de la știu până acum. Am venit să văd minunea. Ai venit să vezi minunea, bine da? Zis, pentru că oamenii, exact așa spun. Spune, ce minuni s-au mai întâmplat la Casa Timiș? Nu vă mai zic că am început din 1925, deci am fost teleportat și în timp acum 100 de ani. Înseamnă că ai început. Am început de unde trebuie. Ai început de la dus. Exact. Barul englezesc, așa. Vă rog, sărut mâna. L-am adus pe Andy să vadă cum e povestea. Că l-ai adus la Casa Timiș și în dealul mare sau prin dealul mare? Nu, l-am adus unde trebuie. Nu. Unde găsești tradiție și rafinament și vii dar ce minune ați făcut aici. Dar sunt foarte curios, cum arăta la început locul ăsta? La început, deci noi am preluat acum 3 ani. Da, așa? Acest conac am cumpărat, n-am preluat. Această bijuterie, cum îmi place mie să-i spun. Da. Și față de tot ce vezi aici, te-aș invita la un exercițiu de imaginație. Așa? Pentru că la momentul când am văzut noi acest loc, nu exista decât acest conac. Conacul. Acest foișor. Da? Da. Și din tot terenul de jur împrejur care îl vezi astăzi, o grădină, erau 3 hectare de vie cultivate. Îți dai seama ce responsabilitate este să pui numele familiei tale pe un loc. De superb. Da? Adică responsabilitatea, că de multe ori uităm lucrul ăsta, că știi, până la urmă amprenta o dă omul, nu locul. Întotdeauna, este vorba despre sigur. Oameni și vorba aia sfântă, omul sfințește locul, este așa, și va fi nemuritoare și valabilă în conac orice. Conac, avem vie, avem câtă vie avem, de curiozitate, da. Cam câtă suprafață e acoperită cu vie? Noi am luat 3 hectare de vie, asta era tot. Mai erau niște vii vechi, neîngrijite. Da? Iar la momentul ăsta am capacitat și este proprietatea și domeniul Timiș 140 de hectare. 140 de hectare. Noi vrem să facem aici ceva de excepție, istoric. Visul și viziunea mea este să scriu istorie în ospitalitatea românească. Foarte frumos. Și în ospitalitatea de familie. Frumos. Ați simțit asta din clipa în care ați venit aici și ați descoperit locul pentru prima oară? Deci, n-am să mă opresc să spun. Da? Ce sentiment, este sentimentul acela, emoția aceea a dragostei la prima vedere.
Deci, pur și simplu, nu uit de câte ori vin, rămân din nou în parcare și mă uit și retrăiesc acel sentiment. Ce frumos vezi! Când am văzut acest loc și mi-am strâns soțul de mână și am zis, ăsta trebuie să fie al nostru, ăsta trebuie să fie al nostru, da. Așa de proveniență din zonă de aici. Sergiu e mai dinspre Prahova, da. Dinspre Prahova ploieștean. Am cunoscut zona mult timp în urmă. Știu conacul înainte să-l preluați și am o surpriză. De fiecare dată când ajung e ceva schimbat și zic, măi, zic, asta e drumul, am nimerit bine, zic să nu greșesc, pentru că tot timpul se reconfigurează, mai apare ceva, știi? Da. Singurul și se reconfigurează într-un ritm și o dinamică fantastică. Adică vorbim de 3 ani care de-abia mai sunt câteva luni să-i împlinim. Da. Aici era un drum de țară. Și în rest, ce vă spuneam eu, paragină, în afară de ce era în jurul lui aceste hectare de vie și puțină loc amenajat. Am știut cumva că nu ne vom opri la ce se vede. Ok. Și am pregătit din primul an o infrastructură. Gândiți, cum se spune, și pe mare și pe termen lung. Totdeauna gândim, și în prezent și viitor. La ora aceasta avem în conac cât spațiu de cazare, deci plus minus? Avem, din păcate, erau 8 camere la momentul când am preluat. Da? Am făcut o magie și okay. Am făcut repede încă 2 camere. Da? Da, și pregătim, chiar eram pe planuri, eram cu constructorul nostru. Sunt secrete sau semi? Vă pot arăta ce este acolo, că oricum este departe de ce va deveni. Departe, asta e un, deși este formidabil. E un stadiu intermediar aici. Ăsta, pentru faptul că am ajuns de la o idee la cu totul altceva, de pildă de la un număr de căsuțe la un dublu de număr de căsuțe, de bungalouri de lux, aș putea spune, de la o capacitate a spa-ului care era un spa de wellness, la adăugarea unui concept de clinică medicală. Puțin. Eu am văzut deocamdată doar conacul, barul englezesc. Barul englezesc care este ultima puțin noastră capodoperă. Un pic prin restaurant, da, mai mult în zona de bucătărie, da, ca să spun așa. Eu n-am ajuns. Există niște bungalouri care în momentul de față sunt în faza de construcție. Acum ți-au scăpat că se văd din DNA, adică nu se poate. Se văd de pe drum. Încerc să văd unde vrei să ajungi. Adică nu știai unde să te mai uiți, că te capacita totul de-ai scăpat bungalăurile. Oricum am făcut Sergiu capul mare pe drum. Da, ele sunt ridicate. Sunt ridicate. Normal, din moment ce vreau să dăm drumul la sfârșitul lui octombrie. Da. Dar proiectul ăsta de spa, care, repet, era un spa de wellness și adaug conceptul de clinică medicală holistică, da, care va genera un alt tip de turism. Tot aici, da, este integrat cumva ca un bungalou uriaș, care nu se va simți uriaș, pentru că de la 300 de metri am ajuns totuși la 900 de metri. Da? Deci vorbim de un întreg concept. Da, vorbim și, eu știu, eu vorbim să știți că am atacat deja. O limonadă de lavandă, da. Putem să vă, pot să vă ofer un vin rosé. Lavandă de aici. Nu știu dacă ați apucat să gustați vinurile Casa Timiș. Am apucat să gustăm foarte multe lucruri. Ați apucat să gustați foarte puține lucruri. Am aprofundat. Pentru că dacă spui că ai atins doar raza conacului, ați atins foarte puțin încă. Din punct de vedere topografic, să spun așa, am atins o zonă mică. Din punct de vedere gastronomic, aș zice că am atins o zonă destul de mare. Dar vreau să revin la ideea asta, pentru că în viziunea aia de a crea istorie, nu numai în ospitalitate, este și viziunea de a crea istorie în turismul experiențial și turismul vinicol din România. Deci, suntem în dealul mare, într-o zonă renumită, poate cea mai mare, Sergiu ne spune mai bine, din țara noastră de cultivare de viță de vie și cu soiuri excepționale. Vrem să aducem în locul ăsta oaspeții pentru să-i reconectăm cu natura. Noi avem aici o investiție uriașă făcută în 3 ani, dar este o investiție făcută
este clar că nu e rațională de business. Și niciun om care vede numai pe business term tot, deci nu e numai pragmatism, face e și, așa ceva. E și, mult și la nivelul ăsta, și de dimensiunile astea, și în timpul ăsta, și etc. Dar suntem dintre cei care vrem să și lăsăm ceva în patrimoniul țării noastre, da? Și să facem ceva și pentru brandul de țară. În patrimoniul natural, asta ține de patrimoniul natural și chiar patrimoniul cultural. Pentru că așa cum exprimă și sloganul nostru, tradiție și rafinament, noi cultivăm tradiții, cultivăm, promovăm și creștem și educăm în spiritul de oameni, adică de a transmite spiritul ca oamenii să mai păstreze și la rândul lor să continue tradiția. Foarte frumos. Uite, Andy, îmi place și cum e pe sticlă, trebuie. Vie, vin și viață. Vie, vin, viață. Să-i trei veți. Asta va fi și cam resortul ăsta, pe lângă vie, vin, viață, va fi un tărâm al bucuriei și al reconectării și cu sine, și cu natura, și cu tot ce avem mai sfânt și uitat în noi. Am văzut și clienții care vin aici, în sens, am fost de câteva ori, și trăiesc așa imagini, am și o boemă care cumva uitată a vieții bune, așa știi, apropo de ducerea, oameni care vin și cumva se separă de timp, știi, parcă e o barieră, ai treci în alt portal, intri în altă zonă. Cu siguranță locul ăsta zonă. Are și o energetică anume. Da. Adică chiar și e normal să aibă un loc care n-a fost atins în sens negativ de mâna umană. Da. Ci doar în sens energii pozitive, da. Este clar că el s-a păstrat și a acumulat o energetică valoroasă. Sigur că da. Eu am simțit energia. Poți să intersectezi un pic limonada cu vinul, nu? Mult să vă văd. Perioada de pandemie a schimbat total prioritățile oamenilor. Noi eram oricum în direcția de a genera ceva holistic. Deci vorbim de toate dimensiunile ființei, fizică, emoțională, mentală, energetică. Da? Perioada pandemiei chiar a creat un trend în sensul ăsta și oamenii vor căuta lucruri bune, foarte bune, în deplină siguranță, cum suntem și noi în deplină siguranță în inima naturii și nu numai, în deplină siguranță prin toate mijloacele cu care ne-am asigurat să creăm această siguranță sanitară care e super importantă atât pentru angajații noștri, pentru echipa noastră, că ei nu sunt angajați, ei sunt parte din familie, pur și simplu. Că este clar că tu poți să visezi, dar visele ți le împlinești cu oameni. Și eu aici am o echipă, pot să spun întotdeauna că sunt binecuvântată de oamenii pe care am în echipă, pentru că de fapt ei sunt expresia ta, ambasadorii tăi. Așa și e, corect. Știi, sunt niște procedee de fabricare a vinurilor biologice și avem și biodinamismul. Aici simt un alt fel de concept, bioenergie, știi? Ce poveste, frumos, da. Ai spus, Sergiu, că de fapt îmi pare rău asta că nu e enoturism. În sfârșit, da. Se va înțelege de ce e vorba în bioenergie. Despre asta e vorba. Știi? Să fim și mult suflet. Totul este aici, se vede, suflet. Deci se este vede, un loc vede, însuflețit, pur și simplu. Oricum, să știți că timpul a trecut puțin altfel, inclusiv pentru echipa noastră de filmare. Și ei și închipuiau că vom sta mult mai puțin decât stăm, da, de fapt. Da, așa. Pentru că, așa cum bine se sesiza Sergiu aici, timpul se dilată puțin. De producători de vin, normal, care n-am avut încă șansa să facem vinul în crama noastră, în 2 ani va fi gata și o cramă tehnologică și de vizitare, o cramă care o să facem spectacol, bineînțeles, ca tot ce facem, și asta va completa extraordinar experiența avută aici, cu degustări de vin, aici până când se termină și crama. Creează-ți propriul vin, wine and food pairing, adică spectacol este cuvântul definitor. Eu am simțit că e mult și astăzi când am plecat de acasă am zis că dacă e să întârzi pe la mare să-l dea la medicină. Așa. Deci, Sergiu, mai vorbim peste 4 zile, dacă vrei, despre următorii 4 ani și după aia vedem când plecăm. Super, cu drag. Mulțumim frumos.